Cuvânt al lui Isaia monahul despre nerăutate. Aduceți-vă aminte, fraților, de Domnul, care zice, de nu vă veți întoarce și nu veți fi ca pruncii, nu veți putea intra într-o împărăția cerurilor. Și apostolul a zis, ca niște prunci de curând născuți, să iubiți laptele cel duhovnicesc și fără de înșelăciune, ca prin trânsul să creșteți spre mântuire. Deci, în ce fel este fapta pruncului? Pruncul, dacă este bătut, plânge și, iarăși, trecându-i supărarea cu cei ce înainte se bucura, împreună se bucură. Sau dacă cineva ar cinsti pe altul, nu-l invidiază, sau de i-ar lăsa lui părinții vreo moștenire, nu merge la judecată și nu se sfădește, nici nu urăște pe cineva. Sau de s-ar îmbogăți, nu se trufește, iar de ar vedea vreo femeie frumoasă la față, nu o poftește pe ea și nu-și face griji. Pe nimeni nu întărâtă, pe nimeni nu înșeală și nici pe unul nu o sândește. Nu gândește să adune bogăție, nici nu iubește să aibă stăpânire. Drept aceea, fraților, să cunoaștem și cu credință și întemeiere să petrecem în frica lui Dumnezeu, despărțindu-ne ca și pruncii de toată răutatea. Să ne îngrijim fiecare de a sa mântuire și unul pe altul socotindu-l a fi mai mare. De ne-ar supăra cineva pe noi sau ne-ar ocărâ sau ne-ar vorbi de rău, nu pe acela să-l urâm, ci pe diavolul care nu încetează niciodată, vrând să ne despartă pe noi de Dumnezeu. Cel ce petrece în dragoste, în Dumnezeu petrece și Dumnezeu întrânsul. Deci cine nu se va teme auzind acestea? Și cineva, adică fiind înțelept și voind să-și mântuiască sufletul său fără de osteneală, va căuta ca nici o dușmănie asupra aproapelui să nu aibă în inima sa, că pentru aceasta să nu se lepede singur de împărăția lui Dumnezeu. Să fiți, dar, împlinitorii cuvântului lui Dumnezeu, nu numai auzitorii lui, așa petrecând, ca să primiți darul Sfântului Duh, că doar va veni să ne învețe pe noi, să petrecem slujind cuvântului lui Dumnezeu, nădăjduind să ne dea nouă, în loc de vrajbă, dragoste și pace, în loc de urăciune și de iuțime, îndelungă răbdare, în loc de cele pământești, cele cerești, nouă și tuturor celor ce-l iubesc pe el.